după cum bine știți, ordonanța, a apărut ordonanța Guvernului numărul 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea legii numărul 571/2003 privind codul fiscal. Este o noutate în domeniul agriculturii. Vor fi impozitate și veniturile din activitățile agricole, silvice și piscicultură. Din veniturile din activitățile agricole cuprind venituri obținute individual și anume din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole pomicole, creșterea și exploatarea animalelor. Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole. Veniturile neimpozabile sunt în limitele stabilite după cum urmează. La cereale până la 2 hectare, plante oleaginoase până la 2 hectare, legume cultivate în câmp până la 0,5 hectare, legume cultivate în spații protejate până la 0,2 hectare, pom pe rod până la 1,5 hectare, plante ornamentale până la 0,5 hectare. Deci aceste categorii de producători nu vor plăti impozit. Veniturile sunt neimpozabile. Și mai avem de asemenea și la animale, pentru creșterea animalelor, la vaci și bivolițe până la 2 capete, la ovine și caprine până la 10 capete, porci pentru îngrășat până la 6 capete, albine până la 50 de familii, iar păsările de curte până la 100 de capete. Normele de venit se stabilesc, după cum bine v-am spus, pe unitatea de suprafață, hectar, cap de animal sau familie de albine. Acum să vorbim despre normele de venit care sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013, care este cuprins de la 1 februarie 2013 și până la sfârșitul anului fiscal. Să vorbim despre stabilirea venitului anual din activitățile agricole bazate pe normele de venit. Normele de venit se stabilesc pe suprafață, hectar, cap de animal sau familie de albină. Normele de venit corespunzătoare veniturilor sunt următoarele. Să vă dau un exemplu. Cerealele, deci suprafața destinată producției agricole, am stabilit peste 2 hectare, vor fi impozitate conform normei de venit, care este stabilită la 449 de lei. Pentru plantele oleaginoase, norma de venit este de 458 de lei. Pentru legumele cultivate în câmp, peste o suprafață de 0,5 hectare, norma de venit este de 4.001 lei. Pentru legumele cultivate în spații protejate, peste 0,2 hectare, norma de venit este calculată de la 8.033 de lei. Pentru animale, în sectorul zootehnic, norma de venit, v-am spus că se stabilește de la peste 2 capete, la vaci și bivolițe, norma este de 453. Pentru ovine și caprine, între 10 și 50 de capete, 23 de lei. Peste 50 de capete, 65 de lei. Deci este în funcție și de numărul de ovine și caprine pe care îl cresc producătorii individuali. Porcii pentru îngrășat, de la 6 la 10 capete, norma este de 56 de lei. Peste 10 capete, 177 de lei. La albine avem două categorii, între 50 și 100 de familii, norma de venit este de 70 de lei, peste 100 de familii. Pentru familiile de albine avem două norme de venit, care s-au clasificat în funcție de numărul familiilor de albine. Crescătorul individual care are între 50 și 100 de familii de albine, norma de venit este de 70 de lei, peste 100 de familii, deci un crescător mai mare, norma de venit este de 98 de lei. La păsările de curte, de asemenea, avem două categorii, între 100 și 500 de capete, norma de venit este 3 lei, iar peste 500 de capete, norma de venit este 2 lei.
Aș vrea să vă mai spun că începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se vor stabili de către direcțiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se vor aproba și aplica de către direcțiile generale ale finanțelor publice. Până cel târziu, la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Deci începând cu anul 2014, până la 15 februarie aceste norme vor fi stabilite de direcțiile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, vor fi trimise spre aprobare și publicare la direcțiile generale ale finanțelor publice. Impozitul pe venitul din activitățile agricole se organizează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitățile agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Acesta reprezintă impozitul final. Spre exemplificare, am spus mai devreme că norma de venit calculată pentru cereale este de 449 de lei. Înmulțit cu 16% va rezulta un venit final pentru cereale de 72 de roni pentru un hectar cultivat cu cereale. Pentru plantele oleaginoase, suma va fi de 73 de lei pe hectar. Să mai spunem, pentru legumele în câmp va fi de 640 de lei, iar pentru legumele cultivate în spații protejate va fi de 1322 de lei. Să dăm exemplu și pentru animale, pentru vaci și bivolițe, norma, v-am spus-o, este de 453 de lei, înmulțit cu 16%, va fi de 72 de lei. La ovine, impozitul va fi de 4 până în 50 de capete, respectiv 10 peste 10 capete. Contribuabilul care desfășoară o activitate agricolă, pentru care venitul este determinat pe baza normei de venit, deci să fiu un pic mai clară, cei care cultivă peste 2 hectare și pentru cerealele păioase și oleaginoase, iar la creșterea animalelor peste 2 capete, 10 capete, 100 de păsări de curte, au obligația să depună anual o declarație la organul fiscal competent până la data de 25 mai. După această dată, organul fiscal competent va emite, stabilește impozitul datorat și emite decizia de impunere. Ce mi se pare interesant este faptul că acest impozit poate fi plătit în două tranșe egale. 50% din impozit va fi stabilit până la data de, va fi plătit până la data către bugetul de stat până la 25 octombrie inclusiv, iar 50% până la 15 decembrie inclusiv. Impozitul se virează, după cum am spus, la bugetul de stat. Județul Giurgiu are un potențial agricol destul de mare, suprafața cultivată fiind de aproximativ 270.000 de hectare, predominând cultivarea cerealelor păioase, adică grâu, ors, porumb, plantelor oleaginoase, floarea soarelui, rapiță, încă o mică structurare în funcție de suprafața pe care o cultivă. Majoritatea sunt persoane individuale cu suprafețe mici. Numărul societăților care lucrează în arendă, suprafețe mai mari, fiind de aproximativ 300 de societăți. Să încercăm să fim un pic mai expliciți apropo de aceste impozite pentru micii producători, pentru producătorii particulari care lucrează o suprafață de 3 hectare, spre exemplu. Având în vedere că aceștia cultivă mai mult cereale păioase, cele uleioase fiind mai puțin cultivate, un mic producător care cultivă o suprafață de 3 hectare va plăti un impozit anual de 360 de lei, cum v-am spus mai devreme, pentru un hectar, în funcție de norma pe venit, s-a stabilit că este, suma este de 72 de roni. Ori 3 hectare, avem 360 de roni anual.
De asemenea, cred că nici pentru producătorii, nici pentru crescătorii de animale și pentru crescătorii de albine, sumele nu sunt exorbitante. Ce s-a încercat prin această ordonanță să se ajungă și la cantitatea să fie mai mare. Și atunci și veniturile la bugetul de stat, fiind mai mici și mai mulți, veniturile la bugetul de stat vor fi mai mari și categoric prin redistribuire și veniturile locale să sperăm că vor fi benefice pentru comunitatea în care trăim și implicit pentru producătorii agricoli din zona noastră. Pentru plantațiile de vii și pomi știm că potențialul județului a fost, având în vedere că sistemul de irigații s-a distrus, ca și suprafețe cultivate cu pomi și viță de vie nobilă, a mai rămas un nucleu foarte mic în zona Greaca, cu toate că această zonă a fost consacrată. Am avut și o stațiune de cercetare pentru viticultură, dar din păcate nu mai este, au rămas mici producători, nu este încă o societate care să exploateze o suprafață mare în masiv. Pentru pomii fructiferi, de asemenea potențialul județului știm foarte bine, de-a lungul timpului s-a pretat la cultivarea acestor specii. Iarăși, având în vedere sistemul de irigații care lipsește, este foarte greu de cultivat și de întreținut aceste livezi. Această aplicare a ordonanței va fi benefică pentru micii producători. Dacă n-am fost prea înțeleasă, am să vă rog, dacă vreți informații suplimentare, să le cereți la sediul instituției noastre, Direcția pentru Agricultură Giurgiu, șoseaua Ghizdarului numărul 1.